În primele 5 luni de la înființare, angajații biroului de supravegheri judiciare au avut de lucru în cazul a 76 de buzoieni. În funcție de gravitatea faptelor, în cazul unora dintre ei s-a luat măsura arestului la domiciliu, iar în cazul altora s-a impus măsura controlului judiciar. În primele 5 luni de la operaționalizarea biroului supravegheri judiciare din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău au fost dispuse măsuri preventive de supraveghere judiciară față de 76 de persoane. 11 dintre acestea erau sub măsura arestului la domiciliu, iar celelalte 65 se aflau sub control judiciar. Măsura arestului la domiciliu constă în obligația impusă inculpatului pe o perioadă determinată de a nu părăsi locuința fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura. Printre altele, pe timpul în care se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să se prezinte la organul de urmărire penală ori de câte ori este chemat și să informeze de îndată cu privire la schimbarea locuinței. Polițiștii sunt cei care verifică dacă aceste lucruri sunt respectate. Colegii mei cu atribuții pe această linie au efectuat verificări periodice pentru a stabili dacă cele 76 de persoane se conformau obligațiilor stabilite, iar în 3 cazuri au sesizat instanțele competente pentru a se dispune în consecință. 2 dintre persoanele care se aflau sub control judiciar au fost arestate preventiv, iar o altă persoană care de asemenea se afla sub control judiciar a intrat sub măsura arestului la domiciliu. Unul dintre cazurile în care judecătorii au decis instituirea măsurii controlului judiciar este cel al șoferului care a provocat accidentul, în urma căruia cameramanul Laurențiu Păun și-a pierdut viața.